Sute de polițiști din structurile Ministerului de Interne au marcat ziua lor profesională, dar și 27 de ani de la crearea Poliției Naționale. În Florești, evenimentul a început cu depuneri de flori la Memorialul Ostașilor Căzuți în lupta din Transnistria. Șeful Inspectoratului de Poliție Florești a adresat sincere felicitări colegilor de serviciu, care au demonstrat că sunt conștienți de obligațiunile și responsabilitățile pe care le îndeplinesc. În plan istoric, acest interval este ca o clipă, iar pentru angajații poliției între acești ani încumnează o perioadă de încercări, de căutări și realizări. Se cuvine să ne amintim în acest moment aniversar de conflictul armat din Transnistria, de cei 89 de polițiști trecuți în eternitate în primăvara anului 1992. În acel război din Comisariatul de Poliție Regional Florești au participat 217 colaboratori, iar la ziua de azi, Inspectoratul de Poliție Florești mai activează 4 participanți. În cadrul sărbătorilor profesionale, polițiștii floreșteni au acumulat rezultate bune. Pe parcursul anului 2017, în Inspectoratul de Poliție Florești au fost înregistrate 564 de infracțiuni, dintre care 59 grave și deosebit de grave, iar 3 cazuri excepțional de grave. Datorită profesionalismului în lucru, 338 de infracțiuni au fost descoperite. În același context, 49 de minori au fost victime ai diferitor contravenții și infracțiuni. Înaltul profesionalism și principialitate sunt calitățile profesionale pe care le întrunește echipa Inspectoratul de Poliție Florești, având o activitate vastă care merită să fie susținută și apreciată de întreaga societate. Astfel, îmi exprim respectul pentru dedicație și competența în asigurarea bunei funcționări a instituției. Respectarea normelor de conduire, respectarea legislației, devotament, patriotism și responsabilitate, acestea sunt trăsăturile care caracterizează polițistul. Munca pe care o efectuați zi de zi, aflându-vă în serviciu public și asigurând ordinea și clima de siguranță în localitatea noastră, este una de neprețuit. Furturi, huliganism, certuri de familie reprezintă doar o mică parte a problemelor pe care oamenii se adresează la poliție și toată lumea are nevoie de ajutor. Aici, la inspectorat, oamenii legii încearcă să reacționeze cât mai repede posibil la orice apel sau provocare. Deci, odată ce dăm jurământul, nu avem decât să stăm la straja hotarilor și să fim mereu în serviciul cetățeanului. Așa că, cum 20 de ani în urmă, am dat jurământul și vedeți și până în ziua de astăzi, împreună cu colegii, stăm zi de zi la pază. Închiri activez din anul 92 în Inspectorat de Poliție Florești. Mi îndeplinesc atribuțiile cu distribuit plăcerii, cu dragoste față de cetățeni. Poliția se află în slujba cetățeanului. Ne adresăm tot cetățenii totuși să ne acorde careva ajutor să avem din partea cetățenilor la menținerea ordinii publice. În raionul Florești activează 142 polițiști atestați, dintre care 11 femei. Cei mai buni au fost decorați cu ordine și medalii.